Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Last one jungle, guys, last one jungle. Deci mă jur cu mâna pe inimă că mai odată dacă îmi dă crash codul ăsta, eu închei episodul. Dacă acum dă crash, eu închid episodul. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Prime Hacking. De data aceasta bă băieți, o să jucăm cu Unity Hex, deoarece mulți dintre voi mi-ați spus în comentarii: bă frate, de ce nu mai joci cu Unity Hex? Adică bine, mai mult întrebarea asta o primeam mai mult pe live-uri, iar eu v-am zis că Unity e foarte, foarte prost. Astăzi o să intrăm din nou cu Unity într-un meci de CSGO să vedem dacă s-a mai schimbat ceva, deși am mai făcut un episod de genul acum aproape 2 luni. Și cheat-ul rămăsese la fel ca în 2017, de când am început eu să joc cu el, dar hai să testăm acum astăzi, bă băieți, să vedem dacă s-a schimbat ceva la hack, dacă mai are bug-uri, chestii de genul. În niciun caz nu vă recomand, adică puteți să vă uitați la videoclipul ăsta, dar eu personal nu vă mai recomand să cumpărați cheat-ul ăsta, pentru că efectiv cheat-ul ăsta nu s-a mai updatat din 2018, din câte știu, efectiv n-au mai făcut băieții niciun update, nici măcar bug-uri n-au mai rezolvat. Efectiv sunt bug-uri la skin-uri, etc. O să vă arăt pe videoclipul acesta despre ce este vorba. În orice caz, o să aveți link-ul în descriere, deoarece știți că nu mănânc rahat și dacă joc cu acest și tot să-l las în descriere, dar eu, părerea mea personală e că nu merită să dați 14 euro pe lună pe acest cod când sunt variante mult mai bune. Nici măcar n-am avut pe o să intru pe contul meu main ca să se țină minte treaba asta, adică, bă fraților, eu nu v-aș recomanda să băgați așa cod pe contul main, never, deci bă, niciodată să nu faceți așa ceva, să băgați Unity Hex pe contul main. Hai să trecem la meci, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod, bă băieți, și hai să intrăm un meci, zic, nu? Da mă băieți, deci după aproape 40 de minute am reușit și eu să intru într-un meci, ghiciți ce? Ce hacker, mă? Ia stai că îi fac cu chestia aia cu S. Go B, let's rush B, guys, let's rush B. Fiți atenți, mă, băieți, după ce cam s-a... I was AFC, lol. Mamă, ce dracu, mă, deja m-a făcut omul meu codat și gata, frate. Mamă, jucăm la Silver, eu acum, vă băieți, a terminat șmecheria. Cred că asta e singura șansă să câștig și eu cu Unity, 3 var familia. Let's go B, guys, rush, come on. Mamă, am dat de echipa de aia nebună, bă băieți, de troller. Bă, hai să vă povestesc aici, mare story time. Deci am stat 40 de minute după meci. Ghiciți cum? Prima dată am stat 20 de minute și prin minutul 19 m-am gândit eu, bă, hai repede, să mă duc tragul pișare repede, pentru că, na, puii mei, de 20 de minute așteptam, mai zis, mă, frate, că nu găsește meci acum. M-am dus repede, frate, eu credeam că am auto-acceptul pe un, când m-am întors, nu mă văd acolo în lobby. A match was found but you failed to accept it. Am zis, ok, frate, hai că mai băgăm unul, că dacă ne-o găsi, trebuie să ne găsească imediat următorul meci. De unde că am mai stat încă 20 de minute să găsească următorul meci, trei var familia. Bă, copile, sit. Ia uite cu aia, mai am un glonț, fiți atenți. Aia zic, tati, ați văzut, mă, ce pro player cu ultimul glonț. Hai. Mori, mă, copile, încerc să le trag la... Ok, și ăsta e mort. Ăsta e mort, bine, mă, dintr-un glonț, băieți. Dintr-un glonț l-am omorât, trei var familia. Bă, jucăm la silver, deci trebuie să avem grijă să nu ne luăm... Oh, thank you so much, man. Mi-ai zis cumva că-s hot sau că-s hacker? Nici nu înțeleg, nici nu pot să înțeleg ce vorbești silver, ești aici, dar în fine, bă, băieți, nu contează, ne descurcăm noi cumva. Iauză-l pe ăla, man, what's your rank, yellow, what's your rank, hai să ne dacă minte. Yo, yellow, what's your rank, silver 2, hai că silver 2, dacă e să mă bată tata, nu are silver elici, are mamă, deci nu-mi plac deloc vizualele astea și o să vă arăt imediat încă o schemă, dați-mă o secundă să, aoleoi, să-i dau oare prin smoke la băiatul ăsta, nu știu, să-i dau prin smoke, aoleo, stai că-s doi pe noi, și eu mor de la foc, două kill-uri, 3 kill-uri, bă băieți, mamă, stop rău de tot pe jocul ăsta, băieți, sunt top rău de tot, n-aveți ce să-mi spun eu, uite-l pe ăla pe acolo, mamă, dacă îi dădeam un tap la ăsta, cum Silvery aia aspect pe mine, bă, dar ne omoară Silvery, bă, stați așa un pic, că nu e bine, ne omoară Silvery, băieți, hai, bine, bă băieți, hai că câștigăm meciul ăsta cu 0 de dur, 3 var familia, la rancurile astea, oricum nici n-am ce așteptări să am, deci fiți atenți, bă băieți. Vreau și eu să-mi pun un butterfly knife, de exemplu, da? Hai să uităm aici frumos la butterfly, ne punem un butterfly fade, vreau și eu să-i dau inspect, că tare frumos e. Ei bine, bă băieți, pe Unity Hex este o opțiune care nu mai e integrată pe alt cod, nu puteți da inspect la armă, dacă dați repede așa, aparent în vige cuțit un aer, dacă țineți arma în mână, efectiv, o să vă fac el așa animații random, ia să vedem, face vreo animație, efectiv, nu pot să dau F, nu pot să fac absolut nimic, nice cheat, bă băieți, nice cheat. Ce pot să spun, asta este unul dintre motivele pentru care n-ar trebui să cumpărați Unity Hex. Skin changer e buguit rău de tot și... Na, nu știu, am auzit că a fost detectat de multe ori. Acum să sperăm că chestiile alea nu sunt adevărate, pentru că eu în ultima vreme n-am mai jucat cu Unity. Acum știu că mulți dintre voi o să ziceți: bă, frate, dar stai așa un pic, iară ne băgăm într-un ace de 1v4 să mă bată tata, bă băieți, iară dăm un ace de 1v4. Acum aproape mulți dintre voi o să ziceți: bă, frate, dar de ce te-ai întors așa împotriva Unity Hex-ului? Adică tu pe... Băi, copile, sit down.
Gata, mă, băieți, încă o mamă, deci eu efectiv cred că o să câștig meciul ăsta cu 16 MVP-uri și 0 dead-uri, să mă bată data. Păi Silver ăștia nu fac nimic, bă, băieți. Efectiv nu fac nimic. Eu îmi iau kick din meciul ăsta, orice va se întâmplă. Nu există, mă, băieți, și absolut nu sunt stare să fac absolut nimic Silver ăștia. Let's go away, guys, let's go away. Da, mă, băieți, și nu știu, acum chestia asta cu detecția, chiar nu știu cum. Mulți dintre voi mi-ați spus pe live că, bă, frate, chiar a fost detectat Unity și asta, mă, wallhack. Yes. Hai, mă, frate, ne lăudăm și noi un pic wallhack-ul. Joc cu config-ul meu, deci dacă chiar aveți Unity, dacă chiar v-ați luat țeapa asta cu Unity, măcar să aveți config-ul meu, bă, băieți, căutați acolo pe YouTube Raul Doica Unity config și o să-l găsiți acolo, să vă dea primul videoclip. Hai că încerc să fac 0 de dor, dacă tot am intrat aici, mamă, i-am dat la ala să mă bată data. I-am dat și prin smoke și prin ea, uite-l pe băiatul ăla. Bă, copile, sit down, mamă, ce head. Ai, am crezut că i-am dat head la ala. Și vrea ăla, mă, copile, dau ace runda asta să mă bată data. Vreau să dau ace. Jungle, jungle. Și acum dau ace, dau ace, dau ace, dau ace, dau ace. Bine, mă, băieți, am dat ace. Yes, good job, man, good job. They are so bad, man. What's your rank again? Silver? Why the fuck do I play at silver, man? Why the fuck am I playing on silver, man? I have 6 matches won. No, man, I bought this account, I win all 6 matches and I'm playing at silver, man. What the fuck is happening with CSGO? 6 matches does not. Yeah, man, but it's new account, it's new account, man. 30 kills per match. Why do I play at silver? Man, why do I play at silver? Tell me. You're playing just like silver. Hai că you're playing just like silver. Mamă, să mă bată data, băieți, să mă bată data. You're playing silver level, that's why you're Hai că silver level dacă e ceva. Fiți atenți, băieți, aici, fiți atenți aici, băieți. Încă un umor, mamă, fac 3 kill-uri să mă bată data. Hai să plantăm și bomba. Hai mă să facem cât de... Hai că eu ar... Mamă, bă, ce trash talk fac băieții ăștia. Au făcut aici cel mai mare trash talk băieții ăștia cu mine. Au șters cu mine pe jos. Hai mă că încercăm să câștigăm meciul ăsta fără niciun dead și cu scor destul de mare. Adică chiar vreau să profit de faptul că sunt la Silver. Bă, oricum Unity pe aim și pe asta e super bun. Adică știți că eu dintotdeauna am avut o părere bună despre Unity când vine partea de legi, dar nu efectiv. Exitul mi-e de 1000 de ori mai bun. Sau Novi, sau nu știu, sunt multe alte. Cred că și Plague, dacă stau să mă gândesc, la 5 euro pe lună, nu știu dacă. În fine, nu mai vreau să dau cu 8, bă, băieți, pentru că doar mă enervez, dar cum naiba, mă. Deci oamenii ăștia, gândiți-vă, bă, că referalul meu pe Unity, eu am jucat 2 ani cu acest și referalul meu pe Unity în decursul acestor 2 ani a fost folosit de 6600 de ori. Bă, 6600 ori 14. Ia băgați și voi pe calculator acolo, că 14 euro pe lună e codul și referalul meu a fost folosit de 6600 de ori. Băgați și voi acolo în calculator 6600 ori 14 euro pe lună. Ca să vedeți și voi cam câți bani. Man, I didn't know. I didn't know. Oh my god, you scared me, man. You scared me. Man, sorry, sorry. You're naughty, naughty. You play with me. Hai că da, da. Let's go be, let's go be, guys, let's go be. Mamă, cu aia ce Caterin, că sunt oamenii ăștia. Și, stai că uite, am uitat. Uite, mă, din cauza copilului ăsta, mamă, trebuia să-i dau bloc. Uite, din cauza lui am uitat unde eram. Jesui para... What? I don't speak French, I was just wondering if you do speak French. Yeah, I speak. Do you speak, okay, do you speak yeah, Deutsch? I have a French-Canadian friend who sounds like you, that's why I asked. Oh, maybe I'm a friend, man, and you don't know that. He's from Canada and he sounds like you. Do you know about Romania? No, I don't. Oh, fuck. I know about Canada. Why you don't know about Romania, man? Tell me. Is that fair? Hai că... Nu. I don't fucking know shit, I'm American. I don't give a shit. Mamă, ce mi-a zis-o, nici n-am înțeles ce mi-a zis acolo, dar e bine, măcar că mi-a zis nebun la cap. Nu, mă omoră, copile! Mamă, ce era să mă moare ăsta. It's VPN, that's why. Mamă, bă, băieți. Joacă cu VPN, ce mă? Why do you play with VPN? What the fuck? Is CSGO illegal in your country? What the fuck? Why are you playing with VPN, man? Oh, because silver is easier in Europe than America, that's why. Oh, okay. I think silver is easiest in Russia, man. So you should put in Russia IP. That's why, yeah, I put Russia, yeah. Yeah, it's better, man. It's Juan Luis. But you need to unplug your headphones from your PC if you want to play. Mama. Well, this is a Spain server. I fucked up, but I tried to be Russia, but okay. Mamă, să joacă pe server de Spania. Hai mă, că am 47 ping, sunt nebun la cap. Hai mă, că e bine, mă, pentru server de Spania. Bă, chiar nu vreau să mor și mi-e frică să dau rush pe ăștia, având în vedere că sunt cu Unity și Unity, din câte știu, mai dă și misuri la legit. Ăla, omul meu, în cât de ăla s-a activat rău de tot cu ave. Mamă, ce face ăsta aici, ce mă așteaptă? Aha, ți-ai tras glonțul, broadere, ți-ai tras glonțul, broadere. N-o să te lasă scape să aici dau un pic cu AWP-ul pe mid. Deși mi-e cam frică un pic, ăsta poate să-mi dea mare one tap. Ce v-am zis, că să-mi dea mare one tap.
Mamă, bă, a, ăsta e aici. Mă, frate, broadere, ce mă aștept? Aoleu, aoleu, nu mă mai risc, vreau să fac cu 0 de dur meciul ăsta. Bă, băieți, vreau să fac și MVP-uri multe, deci nu mă mai risc. Dau pic, aiurea! Aiurea! Mamă, 18 HP să mă bată tata, bă, băieți. 18 HP, nu mai dau niciun pic. Uite că era să rămân și fără gloanțe, trăivar familia. Dar aș vrea totuși să iau eu ultimul kill, dar o să fie, a, am crezut că o să fie complicat, dar nu a fost complicat. 7 MVP-uri, 24 de kill-uri, 0 de dur, bă, băieți. Ce viața este, ce viața este ușoară la Silver, era să zic. Ciuș, mamă, cum ar fi fost să pic de acolo să se. Cred că dacă nu se termina runda și picam de acolo, puteam să mor, sunt nebun la cap. Bă, băieți, ce m-am riscat aici să mă. Bă, ia să iau mă și un Zeus, poate dau un Zeus, deși cam riscant având în vedere că vreau să fac 0 kill-uri, dar merită încerca, bă, băieți. Măcar cu M9 baionet, că ăsta e singurul cuțit. Ah, stiletto, ia chiar, deci chiar scurie s-au băgat stiletto. Da, m-au băgat, ia stiletto fate. Bă, dacă și, uite-mă, băieți. Hai mă, că stiletto nu face figuri din câte văd. Pot să joc și eu cu stiletto, dar aparent acolo mie la cuțit tot. Mi-apare că am M9 gamma Doppler. Bă, să nu furești kill-urile, că vreau să fac 16 MVP-uri, să-ți nebun la cap. Bă, nu furați, bă, bă, mai mama astea, dacă nu iau acum 2 kill-uri, am belit-o. Repede, kill-ul din city, kill-ul din city, kill-ul din city, repede, repede, nu! Dacă mai fac ăștia un kill, am pierdut MVP-ul, dacă mai fac ăștia un kill, am pierdut MVP-ul, nu mai faci niciun kill, băiete, nu mai faci nici, așa și ultimul unde, e ultimul unde, băieți? Mamă, mi-a furat MVP-ul, băieți, s-a chișat pe fața mea, bă, s-a chișat. Ah, măcar kill-urile să le fac și 0 dead-uri, sunt nebun la cap. Hai mă, frate, se fac 0 dead-uri, mă, băieți, se fac 0 dead-uri, măcar, mamă, să vezi că la 15-0 mă omoară cu echipierul, cu nade, că... I'm MGL8 on my main, and that's my new account. I wanted to play at higher ranks, but I'm playing at silver, no, I don't know why. You are gold nova like me, haha, bitch. You are not gold nova, man. You are silver. Yes, I am. No, then why the fuck you have 3 kills, man, if you are a nova? Okay, uno mort. You are definitely not gold nova? I don't know. No, băieți, mamă, ce m-a omorât. Mamă, cred că am luat mare crash, băieți. Băieți, Unity Hex, cumpărați-vă Unity Hex, băieți. Ia uză-l pe ăsta, acolo i-a dat-o în politică cu mine să mă bată, da. Mamă, deci bă, băieți, măcar Unity Hex are un avantaj, nu te lasă să mori. Deci te încurajează să nu mori în meciuri, efectiv. Dacă mori, îți dă crash codul. Nu, de ce mă blochezi în pic? Ia uite-l cu aia, mă moara meu. Futu-ți gura, mă, ți s-a enervat pe mine. O dă cu mine în politică, bă. Băi, politicos, așa ceva. What do you want, man? What do you want? Tell me, why do we have a problem here? I want to kiss your mouth. Oh, man, I want to do... where are you? Where are you, man? No gay, no gay. Where are you, man? No gay. Where are you? Come no here, gay. Come here, come here. You know, I'm yellow. Come here, man, come here, come here. Come here. Băi, cu aia, ce terminat sunt eu, să bat picioarele, bă. Mamă, aș da aici un vote to kick, băieți, dar las-o așa. Bă, băieți, deci ce aș putea să zic despre Unity? Pe lângă că nu-i merge skin changer-ul și că e detectabil, cred. Mai dă și crești când mori. Băi, coaie, deci nu cred că nu reușiți. Bă, Jaxie, se supără Jaxie pe mine, băieți, dacă nu-mi iese jump. Băi, coaie, nu-mi iese jump-ul ăsta, ce se întâmplă cu mine, bă, băieți? Na, nu mai, nici nu mai încerc să-mi bat picioarele, că mă fac de rahat. Fiți zice, bă, ce schemă fac, măcar la asta e bun Unity. 2 HP. Mamă, ce melodie a pus omul meu aici. Mamă, am prins și eu animația rară la Deagle. Bine, dacă vrei. Bă, fraților, ce aș putea? Mamă, puteam să-i dau wallbang acolo ăla cu AVP-ul, cred că dacă mă concentram un pic. Bă, băi, mamă, câte MVP-uri am pierdut, 3 MVP-uri, tot 28 cu 1. Mă mir că nu. A, stai că în runda aia. Bine că am murit în runda aia, măcar să am unde doar. Yeah, I'm pro player, man. I'm playing with Scream and Kenies, man. Yes, one tap. You one tap? No. Yeah. Kenies is my brother, man. Kenies is my brother. He's sleeping right now. Really? Yeah, he's splitting. Nice. He's sleeping behind me. Kenies is my gay brother. Nu muri. Mamă, i-am dat 26 de mil ăla. L-am așteptat acolo prostul și nu știe că își va lua tap și acum mi-am luat și eu tap din păcate. We have babies? Yeah, I'm fucking him every night, but he doesn't know. Ah, doamne, mă, băieți, mă, ce se întâmplă aici, Trevor, familia? Ia uite-l pe capucinul ăla. Man. Al doilea crash. Bă, Unity, ce pula mea, mă? Da, bă, băieți, după încă două crash-uri am revenit la meci. Deci, cred că Unity, efectiv, poate să câștige premiul în cartea mondială pentru cel mai prost cod din istoria codurilor de CS, deci nu pot să înțeleg, efectiv, uite, îmi scrie la Free Software în pana mea. Băi, coie, cât de ratam, mă, să fii să dai 14 euro pe codul ăsta, fără supărare. Băi, era un cod bun la un moment dat. Bă, da, două drecu, bă, să-ți dea crash de 7 ori într-un meci, acum nu mi se mai vede nici olhe cu pana mea. Băi, deci trebuie să fii ratat, rău să dai 14 euro pe așa ceva, dar acum nu-i problema, că eu mor eu pe ăștia. Free Software, ăla îmi spamează Free Software. Ia uză-l pe ăla, oh my god, hai mă, frate, că m-am enervat pe voi, băga. Last-o in jungle, guys, last-o in jungle. Deci mă jur cu mâna pe inimă că mai odată dacă îmi dă crash codul ăsta, eu încheie episodul. Nu mai filmez nimic, se încheie episodul dacă mai îmi dă o singură dată crash codul ăsta. Deci dacă acum dă crash, eu închid episodul.